Dragi pofticioși, la mulți ani și bine v-am regăsit într-un nou episod The Beef by Meat Revolution România. Așa cum probabil ați văzut și auzit, șef Roxana Blenche a dat start acestei provocări cu un Black Angus gulaș. Blenche, normal că preiau legătura, mai bine spus provocarea aceasta delicioasă care ne aduce la bancul de lucru de vreo 5 luni deja. Așadar, să începem rețeta pe care v-am pregătit-o cu Black Angus gulaș, un cat ce deschide metode și variante de preparare multiple, oferind de fiecare dată un gust inedit și calitatea vitei 100% americane. Meat Revolution nu este doar un alt brand care oferă astfel de produse, ci singurul brand care garantează calitatea gustului 100% american prin selecția atentă a fermelor cu care lucrează. Atât catul de vită pe care îl folosesc astăzi de origine 100% americană, cât și alte produse din carne de vită cunoscute pentru gustul inconfundabil sunt disponibile pe site-ul sau aplicația Freshful by EMAG și în magazinele partenere. Tocmai pentru că această tăietură este extrem de versatilă, vreau să mă depărtez de clasicul gulaș, deși am jumătate de ardelean în ADN, gulaș, guiaș, asta e doar o chestiune de gust, și o să pregătesc un guiaș 2022 sous vide. Pentru asta pregătim carnea pe niște frigărui și o băgăm în sous vide. Dacă nu aveți sous vide, veți găsi în descriere o alternativă la cum puteți pregăti acest preparat în orice bucătărie domestică. Am vidat-o și acum o băgăm în baia de apă la 55 de grade, timp de minim 3 ore. How to cook gulaș. Am luat o mică pauză de citit și când carnea mea mai are 20 de minute la sous vide, ne apucăm să facem sosul. Secretul pentru cel mai bun gulaș constă în multă paprică, așa cum spunea bunica mea, chimen și vă mai arăt ce când ne apucăm de sos. Tocăm grosier un ardei capia sau un ardei gras roșu, puțin usturoi. La ceapă recunosc că am trișat, am rugat pe cineva să mi-o toace, grosier. Și mai avem un morcov pe care o să-l tăiem feliuțe cât mai subțiri ca să se gătească cât mai repede. Am terminat de tăiat toate legumele și acum le vom pregăti într-o crăticioară cu puțin ulei, unt, zahăr, le adăugăm acolo să se călească, la final punem boiaua să se călească și ea și puțină pastă de tomate. Dacă eram în sezon am fi folosit roșii fresh, dar pentru că avem o bucătărie sustenabilă, folosim în sezonul rece alimente conservate peste toamnă. Și chimen, mult chimen, ăsta este secretul. Când legumele s-au călit, după 4-5 minuțele, adăugăm roșiile noastre în bulion. La mine, la Gherla, n-aveam sare din asta de Himalaya și nici răzătoare din asta frumoasă, dar pentru că e o rețetă atipică, în momentul în care sosul îmbolborosește, o să îl sărez. Puțină sare. Puțină sare și puțin piper. Op. Și am piperul ăsta minunat pe care abia așteptam să-l folosesc. Piper Sarawak. E un piper lung și foarte, foarte gustos. Mai cânt puțin la mandolină și verific vita, fiindcă simt că e gata.
După ce au fiert legumele din sosul nostru, care miroase senzațional, le-am blendat într-un blender cu cană și le voi adăuga înapoi în crăticioara noastră. Ăsta este cel mai smooth sos de gulaș pe care l-am văzut vreodată și, ca la rețeta anterioară, adaug foarte puțin demi-glas, adică fond brun din oase de vită Black Angus, pentru un pic de extra beefiness. Dacă tu suntem la The Beef by Meat Revolution în România, pregătește-te, Roxana, că nu știi ce o să te lovească cu acest gulaș 2028. Am scos cărnița din sous vide și nu pot să mă abțin să nu leg de frigăruile astea frumoase câte o crenguță de rozmarin, atât pentru aspect cât și pentru gustul care se va dezvolta din uleiurile volatile ce se vor arde în tigaie în momentul în care o să dăm față la carne, cum ne place nouă bucătarilor să spunem. Tigaia noastră fumegă, după cum v-am învățat, ăsta e momentul în care putem să așezăm carnea pe ea, ca să-i dăm o față frumoasă, fiindcă ea e deja gătită perfect. Uite cât de rozalie este înăuntru. Hai să o așezăm! Pentru că am învățat un truc foarte frumos de la șefii din școala nordică, asta este secretul unui preparat la tigaie desăvârșit. Luăm plântuța aromatică, o înmuiem în puțin ulei de ceapă verde și rozmarin și ungem așa carnea noastră de pe tigaie. Și pentru că gătim acasă, frumos, cu cea mai bună ustensilă de bucătărie, aruncăm în tigaie un cup de unt înainte de a întoarce carnea. Repetăm operațiunea cu rozmarinul. Încă un minuțel ca să se rumenească și pe partea cealaltă și ne apucăm de cea mai complicată etapă a rețetei, Roxana, și anume platingul, cum se spune acum, sau aranjatul în farfurie, sau montajul, sau metoda de servire, cum vreți voi. Iată, ne-a ajuns și aici cu guiașul meu 2022 oferit de prietenii de la Meat Revolution România. Acest cat se numără printre acele caturi de vită care poate fi preparat în multe moduri surprinzătoare și este extrem de versatil, după cum ați văzut și astăzi. Am terminat de așezat în farfurie și am luat direct grădina asta frumoasă pe care vreau să o jumulesc ca să așezăm niște plântuțe proaspete peste sos. Am aici busuioc, pătrunjel creț. Doar vin cu ele deasupra. Ulala, Roxana, ce se întâmplă aici cu acest minunat guioș? Deasupra vin cu puțin ulei de ceapă verde, puțin sos de ardei copt, de data asta puțin mai concentrat. Secretul steluțelor Michelin, puțină piele de ceapă arsă de la gulaș pe care am făcut-o la restaurant și pentru asta nu vă dau rețeta, dar găsiți multe rețete de vegan leather pe internet. Așadar, dragilor, pofticioșilor, vă invit să încercați propunerea mea de guiaș spațial și așa cum ne stă bine la The Beef by Meat Revolution România, vă așteptăm în episodul următor, unde presim că Chef Blenche o să dea startul. Vă pupă Dex și aveți grijă cum mâncați gulașul. Eu o să mănânc cu pâine, voi puteți să-l pregătiți cu cartofi sau cu găluște. Rețetele de cartofi și de găluște le găsiți la mine pe Instagram.